Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie Domnul care a izbăvit pe poporul Israel din Egipt cu mână tare și cu braț întins. Binecuvântat să fie El că ne-a scos pe noi din lumea aceasta și ne va duce până în împărăția sa. Amin. Ne vom opri la cea de-a treia lecție pe care am numit-o În jurul apei. Dacă prima dată am vorbit despre robia egipteană, cum familia lui Iacov, prin evenimentele care ei le-au cauzat, a ajuns în Egipt, totuși Dumnezeu nu doar că a anticipat profețind, dar a și pregătit. Și Iosif spunea la prima întâlnire cu frații săi că Dumnezeu l-a trimis acolo ca să-i scape. Apoi am văzut că eliberarea a fost opera lui Dumnezeu în întregime, ei n-a avut nicio șansă, nicio putere să scape. Vrem acum să privim la ceea ce a urmat. Dacă ar fi fost o povestire asupra vieții evreilor în Egipt și s-ar fi încheiat cartea în momentul nopții din sărbătoarea Paștelui, ce ne-am fi putut gândi că urmează? În ce privește traseul acesta, el este frecvent evocat în Scriptură și mai mult psalmi se ocupă de evenimentele acestea. Psalmul 81, de exemplu, face chiar o referire numind, și cred că și eliberarea este un aspect acestei sărbători aici, sărbătoarea, versetul 5, el a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif, pentru că Iosif a fost cel care a ajuns primul în Egipt și Iosif lasă în testamentul său neamului să-i scoată și oasele lui de acolo. Și atunci a fost împlinit Iosif în întregime. În ce privește apa, amintiți-vă că ea este un element de bază al lucrărilor lui Dumnezeu. Chiar de la începutul creației, scrie în Geneza 1:2, că pământul era pustiu și gol, pe fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și amintiți-vă că spune Petru că Dumnezeu a scos pământul din apă cu ajutorul apei, l-a curățit apoi tot prin apă. Și nu doar în plan fizic, Dumnezeu s-a folosit de apă, ea constituind unul din elementele de bază ale ființei noastre, fără apă viața nefiind posibilă, dar și în plan spiritual. Apa este un element cheie. De exemplu, citim în 1 Ioan capitolul 5 și ne este ușor să ne amintim că botezul este în apă. Spune aici, 1 Ioan 5, versetul 6, El, Iisus Hristos, este cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și versetul 8. Și trei sunt care mărturisesc. Duhul, apa și sângele. Și acești trei sunt una în mărturisirea lor. Așa a hotărât Dumnezeu să aleagă apa ca un element constitutiv al vieții fizice și chiar al vieții spirituale. În ce privește trecerea Mării Roșii, cred că acolo este pecetluită eliberarea. Până atunci, ea nu era definitivată. Chiar evreii au constatat când au văzut egiptenii în spatele lor, ce ne facem? Dar când au trecut Marea Roșie, eliberarea a fost desăvârșită. Pentru că privind la situația noastră, când un om este născut din nou, când deja în viața lui a avut loc schimbarea și în mintea lui de asemenea, lucrarea este făcută în mare parte, dar nu este finalizată până nu și trece prin apă. Atunci, prin mărturisirea cu gura, cum spune Pavel, se finalizează lucrarea aceasta, se ajunge la mântuire. Și astfel, evreii trecând Marea Roșie au fost mântuiți, izbăviți din mâna egiptenilor. În 14:13, scrie Exod,
Moise zis poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care v-a dat Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Dar până atunci tot au avut probleme cu ei. Însă a fost momentul limită, momentul ultim în care au avut de-a face cu egipteni. Vom privi mai întâi la derularea fizică, istorică a evenimentelor de aici. Întoarceți pagina în urmă. Apare o traiectorie pe care Dumnezeu o dă lui Israel. Și citim din 13 cu 17. După ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape. Căci a zis Dumnezeu, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Și logica aceasta divină, nu cred că n-avea argumente solide. Așa s-ar fi și întâmplat. Dumnezeu a știut și de aceea a procedat în consecință. Și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci Iosif pusese pe fiul lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu să luați cu voi oasele mele de aici. Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei, drumul spre Marea Roșie. Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâl de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâl de foc ca să-i lumineze pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Un drum și popasuri după o călăuzire, după o determinare strictă din partea lui Dumnezeu. Ei nu puteau să aleagă nici traiectoria, nu puteau să aleagă nici lungimea unui tronson. Dumnezeu stabilea câte zile merg și detaliile le avem în cartea Numeri, în capitolul 9, vă rog deschideți, 9 cu 15, pagina 156. Este scris un moment ulterior, dar în ideea amintită. În ziua când a fost așezat cortul, norul a acoperit locașului cortului întâlnirii și de seara până dimineața deasupra cortului era ca înfățișarea unui foc. Totdeauna era așa, versul 17. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel. Și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului și nu porneau. Când norul rămânea mai puține zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Și dă un exemplu. Dacă norul se oprea de seara până dimineața și se ridica dimineața, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după o zi și o noapte, atunci porneau și ei. Nu mai necesită explicații. Punctând doar că era important să fie cu ochii pe cort. Ei tot timpul, în mod special conducătorii, religioși, dar și ceilalți militari, pentru că mergeau în aceeași formație, trebuiau tot timpul să fie cu ochii ațintiți acolo. Să vadă toate mișcările pe care Dumnezeu le dicta, urmând a executa ordinele primite prin simbolul norului luminos sau stâlpului întunecos. Stâlpul acesta s-a oprit în fața Mării Roșii și are loc acolo ultima minune pentru evrei, minune judecată, în legătură cu egiptenii. În capitolul 14 ne întoarcem, de la versul 3, faraon a zis despre copiii lui Israel, s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia, cum uneori se spune despre credincioși după ce se pocăiesc, și-au închis viața. Că noi spune că mergem în cer, numai nu mergem a doua zi după botez. Eu voi împietri inima lui faraon și îi va urmări, dar faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. Egiptenii, spre deosebire de tactica urmată până atunci când au dus o politică și o strategie economică de a-i subjuga, neavând altă soluție omenească la îndemână, au apelat la forță. Și pregătesc aici un atac armat împotriva taberei lui Israel, de la versetul 6. Faraon și-a pregătit carul de război
și a luat oameni de război cu el, a luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului, în toate erau luptători. Toată forța de care dispunea. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră și ei gata de luptă. Dar gândiți-vă, cel mai mare imperiu de atunci, cu un popor de robi care nu făcuseră ei armată. Erau începători la una ca asta. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui, i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pi Hahirot, față în față cu Baal Tsefon. Și are loc o noapte de repaus. Și aici Dumnezeu își dezvăluie strategia lui. Știți, poporul s-a speriat, au început să strige, au apelat la Moise. Și vreau să vedem această strategie divină în derularea ei. De la versetul 19, urmăriți. Îngerul Domnului care mergea înaintea taberei lui Israel și-a schimbat locul, era în fața taberii, spre mare, și-a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și-a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe de o parte era întunecos, iar pe de cealaltă parte lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. În aceeași noapte, spune versetul 21, Moise și-a întins mâna spre mare. Și priviți mai sus versetul 16, Domnul zice către Moise, tu ridică stoiagul. Și toiagul lui Moise a fost singura armă folosită de evrei în lupta împotriva egiptenilor în acel moment. Și versetul 27, apoi din nou doar toiagul acționează. Moise și-a întins mâna spre mare. Și din 21 continuăm. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a s-aflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii au urmărit și toscaii lui Faraon, carele, călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. Și nu știu exact, dar posibil, având cară care îi făceau să meargă mai repede decât cei care mergeau pe destru, exista posibilitatea să-i ajungă. Și în versetul 25 a mai intervenit Dumnezeu provocându-le un neajuns. A scos roatele carelor și le-a îngreunat mersul. Cum făceau îngerii asta? Nu știu. Egiptenii au zis atunci, haide să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Și în acel moment, Domnul a zis lui Moise, întinde-ți mâna spre mare și apele să se întoarcă peste egipteni și peste carele lor și peste călăreții lor. Ce ușor a fost. Așa este uneori în viață. Când ne uităm în avans, ne gândim, nu știu cum mai trec pe aici. Și când ne uităm în urmă, Dumnezeu nici măcar în noroi nu i-a lăsat să se afunde. Că putea să-i treacă prin mare, dar să-i bagă așa puțin pe noroi și să se tragă mai greu. Dar a făcut să sufle vânt, ca deplasarea să le fie foarte liniștită. Dumnezeu, cum ziceam și în cazul plăjilor, are atâtea posibilități să lucreze. Spune Dumnezeu în diverse situații, este ceva prea greu pentru Domnul? Nu are Dumnezeu N variante, folosește care o crede El binevenită. Au trecut, au cântat, cu ce inimă ar fi cântat de acum, era pecetluită, repete, liberarea, gata cu egipteni. Și dacă, gândiți-vă, Egiptul era distrus economic și acum nu mai dispunea nici de o forță militară și era și un vid politic. Nu mai exista nicio formă prin care să recupereze pierderea. Au cântat în deplină siguranță. Și așa ar trebui să cântăm noi după ce Domnul ne mântuiește. Diavolul este dezbrăcat de toată puterea lui. N-a spus Domnul ucenicilor, v-am dat putere să călcați peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu va putea sta în cale. Trecând, urmăriți de la versetul 15, capitol, versetul 23, au ajuns la Mara. După ce au apucat înspre pustie și după 3 zile de mers în pustie, n-au găsit apă. Au găsit-o la Mara, dar n-au putut să o bea pentru că era foarte amară. De aceea locul acela a fost numit Mara, amărăciune. A început pustia și problema numărul 1 în pustie este apa. Din nou, elementul acesta vital vieții. Și nu le-a ținut mult cântarea
Și spune de la versetul 12, patru poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Dumnezeu a rezolvat situația. Prin versetul 25, Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporul leș și porunci și acolo l-a pus la încercare. Întoarceți, dar tot acolo versetul 27, la un alt izvor au ajuns, Elim, unde erau 12 izvoare de apă și 70 de finici și au tăbărât acolo lângă apă. Aici fără probleme. Întoarceți pagina, 17, cu 1. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin după călătoriile zilnice, acea călăuzire, pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul din nou n-a găsit apă de băut. Au căutat din nou ceartă cu Moise și aici a fost acel moment negativ al lui Moise, surprins în versetul 7. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă. Căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Însă Domnul și acolo a făcut ca din stâncă să țâșnească apa. După ce am privit să ne reamintim derularea evenimentelor, vreau acum să privim în înțelesul lor simbolic pentru noi. Spiritualizarea am numit-o eu la hotarul de apă. Recitind din capitolul 14, versetul 30, înțelegem că marea este hotarul Egiptului și a rămas hotarul pentru secole. Le-a spus Dumnezeu lui Israel, îți dau țara până acolo la Marea Roșie, la hotarul Egiptului. Înapoi să nu te mai întorci, dar nici ei de acolo nu mai au putere asupra ta. 14 cu 30 și 31. În ziua aceea Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor, și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Care mai trece de acolo la ei, numai mor trece. Eu nu știu pe care țărmi au văzut, pe cel de răsărit unde erau evreii sau pe cel de apus unde rămânseseră ei. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Moise, în Domnul și în robul său Moise. Repet, de acum egiptenii erau fără putere. Și folosindu-ne de ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, putem înțelege că în simbol, în sistem nou testamental, trecerea Mării Roșii, pentru noi este botezul în apă. Și ținând cont de norul care a trecut peste ei și a rămas peste ei, că spre deosebire, botezul în apă e odată și treci, nu stai tot în apă. Dar botezul cu Duhul Sfânt vine peste tine și rămâne acolo. Norul a venit și a rămas peste ei în zilele următoare, până la sfârșit. Spune 1 Corinteni 10 cu 1, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Dar legând aceasta cu ce spune în Evrei, noi am fost botezați nu pentru Moise, noi am fost botezați pentru Iisus Hristos și în numele Lui. Atunci Moise era slugă, iar Iisus este fiu peste casa lui Dumnezeu. Din momentul botezului, omul este efectiv scos din lumea aceasta. Este acel moment al unirii cu Hristos. Spune Noul Testament, de exemplu citesc din Galateni, capitolul 3, versetul 27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Este momentul în care omul trece dintr-o parte în alta, fiind scos totalmente de sub efectul direct al diavolului și al lumii. De aceea este important ca momentul acesta al botezului să fie pregătit. Dumnezeu l-a pregătit în Egipt. Nu dintr-o dată i-a scos și i-a trecut prin mare. Și nu i-a dus în Țara Sfântă pe lângă apă și i-a trecut prin apă. Au fost evenimente care au anticipat botezul și botezul își are rolul său de a fi eliberați și scoși definitiv și pentru totdeauna de sub puterea Egiptului, a lumii. Însă, în fața apei, întorcându-ne la Exod 14, evreii erau între egipteni și mare. Asta înseamnă că omul este urmărit de diavolul și de lumea aceasta și n-ar avea nicio șansă, ar fi recucerit din nou,
Iar în apă nu poate intra singur, că în apă moare. Că omul este păcătos. Și asta e soarta omului. Din urmă te-ar recâștiga diavolul și în față unde te duci? Că plata păcatului este moarte. Toți sunt păcătoși. Omul nu are nicio șansă. Ei au fost izbăviți prin mielul pascal. Dar izbăvirea trebuia să se lege printr-o formă de deschidere a apei. Și Dumnezeu a rânduit-o aceasta prin botez. Și citim aici de la versul 10 din 14. Faraon se apropia, copilul Israel și-a ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copilul Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul. Și din capitolul 15 citim de la versetul 4. Domnul, el a aruncat în mare carele lui Faraon și oastea lui, luptătorii lui aleși au fost înghițiți în Marea Roșie. 6. Dreapta ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria. Mâna ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmașii noștri. Versetul 11. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Versetul 13. Prin puterea, prin îndurarea ta, ai izbăvit pe poporul tău. Și vreau să nu neglijăm și să nu pierdem din valoare și să rămână pentru noi de o însemnătate veșnică ce a făcut Dumnezeu prin izbăvirea care ne-a dat-o. Și prin aceeași apă prin care evreii au fost salvați, în aceeași apă egiptenii au fost nimiciți. Căci prin salvarea noastră și prin felul în care Dumnezeu ne mântuie pe noi, prin sângele Domnului Hristos și salvarea care ne-a pregătit Duhul, apa și sângele în mărturisirea lor, noi suntem salvați. Cei care nu primesc salvarea aceasta în forma aceasta sunt pierduți. Și tot sub aspectul mântuirii noastre, pentru că diavolul ne urmărește, aici îi va fi dată sentința definitivă a diavolului. Nu doar prin ceea ce a făcut el s-a răzvrătit, ci prin faptul că urmărește, că dacă vă amintiți din Apocalips, scopul diavolului în final n-a fost doar o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. A fost urmărirea noastră ca să nu ne scape și să nu fim mântuiți. Și cu ocazia mântuirii noastre definitive, va fi și zdrobirea și pedeapsa diavolului. Și astfel am scăpat și de diavolul și de moartea ce ne aștepta. De diavolul ne scapă Domnul și ușa ne-o deschide El pe unde noi nu puteam să intrăm și ne primește în împărăția sa, slăvit să fie El. Amin. După ce a fost trecut prin mare, urmează călăuzirea de la mare spre izvoare. În 15 cu 13 recitesc, scrie, în continuare, iar prin puterea ta, după ce l-ai izbăvit, îl îndrepți spre locașul sfințeniei tale. Dumnezeu ne cârmuiește libertatea în mod înțelept. Ce se întâmpla dacă i-ar fi lăsat Dumnezeu de capul lor? Scăpați de egipteni! Unii au vrut să se întoarcă înapoi în Egipt, alții au vrut să schimbe conducere, alții au vrut să meargă la război când nu trebuia să meargă. Un haos ar fi fost. Ce ar fi dacă nu ne-am lăsat cârmuiți de Dumnezeu în fiecare moment? Și în ce privește călăuzirea aceasta, citesc din 2 Corinteni, capitolul 2, unde Pavel vorbește de la versetul 15. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru cei care se pierd, și pentru aceia, pentru cei salvați, o mireasmă de la viață spre viață. Adică Dumnezeu, într-un mod sub călăuzirea Duhului, ne cârmuiește și după cum acel nor al călăuzirii pentru egipteni era întunecos și pentru evrei luminos, felul în care ne conduce Dumnezeu de la viață spre viață, pentru noi e lumină. Dar pentru ceilalți e de la moarte la moarte. Pe partea lor este întuneric. Și călăuzirea aceasta pentru sfinți este un har de la Dumnezeu și pentru ceilalți, aici este acea dispută între arminieni și calviniști. Cum pe Dumnezeu unii, pe unii predestinează la viață și alții sunt pentru moarte? De ce nu-i călăuzește pe toți? Tot Dumnezeu împietrește pe cei care nu se lasă călăuziți. Ori a fost un moment pe parcursul vieții prin pustie, călătoriei lor, când Dumnezeu s-a retras și când s-au văzut ei fără călăuzire, au început să plângă. Călăuzirea aceasta înseamnă drumul de la viață spre viață.
Dacă nu ne călăuzește Dumnezeu, viața ne-o pierdem din nou. Doar El ne poate duce. Și tot El îi rătăcește pe ceilalți care nu se lasă călăuziți. De aceea, să ne dea Dumnezeu harul, să ne lăsăm călăuziți. Spune Biblia, Noul Testament, și ce sunt fii al lui Dumnezeu, sunt cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Din viață spre viață. Apoi, după ce, rămânând aici, versul 14, Dumnezeu i-a salvat. Dar, vom citi când mergem în Exod din nou, au avut teamă evreii că Dumnezeu i-a putut salva, dar nu-i poate întreține în pustie și nu-i poate duce mai departe. Nu vi se pare că uneori și ai noștri sau noi înșine, după ce ne pocăim, suntem încredințați că Dumnezeu ne-a salvat și că ne dă raiul, dar ne văităm că nu ne poate purta de grijă și că nu o să ne se rezolve probleme pe pământ și nu o să avem ce să mâncăm și o să ducem lipsă și o să avem probleme. Și scrie în 14, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Carul lui Dumnezeu care i-a trecut, sau cum se spune în altă parte, cum i-a portat pe aripi ca de vulturi, are putere să-i poarte și să ne poarte până la capăt. Însă evreii, citim acum din Exod, au zis și asta în mod repetat. În 14, citesc cu 11, ei au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fost nevoie să ne aduc să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Și apoi în 17 cu 2, atunci poporul a căutat ceartă cu Moise și i-au zis, dă-ne apă să bem. Moise a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Și pentru ce ispitiți pe Domnul? Versul 3, poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Știți că și Moise se roagă într-una din rugăciuni către Domnul și zice, Doamne, nu cumva să-i prăpădești prin pustie, că o să zică Dumnezeu străin, că n-ai putut să-i duci? Poate Dumnezeu să ducă până în rai pe cine scoate din Egipt? Dar atunci, de ce s-au tot văitat ei? Tare s-a supărat Dumnezeu pe momentele acestea. Cum v-am izbăvit? Eu v-am ales, nu pe merit, și acum vi-e frică că muriți? Dumnezeu care ne mântuiește, trebuie să credem că mântuirea este însoțită de purtarea de grijă a lui Dumnezeu în fiecare zi. Știți ce spunea Domnul Iisus? În ce privește grijile oamenilor pentru viața cotidiană. Că tot asta spuneau evreii și cum la noi sunt familii numeroase, ce o să fie cu copiii noștri? Spunea Domnul în Matei 6,33, căutați mai întâi împărăția și celelalte lucruri se vor da. Li s-au dat la evrei? Mană, apă, încălțămintea n-a fost problemă și Dumnezeu a vegheat asupra lor. Dar ei tot s-au plâns. Știți unde s-au plâns? Spune Biblia în Psalm că uneori s-au plâns în corturile lor. Uneori și la biserică poate mai cârtim. Și știți, cârtirea uneori este îndreptată împotriva lui Moise. Ca și cum cămara la Moise. A fost altă dată la Iosif în Egipt. Și Dumnezeu a zis că s-au plâns împotriva lui, că nu au cele trebuincioase. Este o jignire la adresa lui Dumnezeu. Să îl înjosim, crezând că ne-a mântuit și nu poate să ne poarte de grijă pe drum. Și în privința aceasta, vreau să fim realiști, am citat trei momente a lor în legătură cu apa. Mara, unde apa iese, dar nu-i bună. Elim, unde este și-i bună. Și Refidim, unde nu este. Adică astea sunt momentele vieții, sau stările vieții. Avem ce trebuie, dar nu le putem folosi. N-avem, sau avem. Dumnezeu te încearcă și să n-ai, și să ai, și să ai, și să nu fie bune. Cum te comporți la aceste trei momente ale apei? Unde ești acum? Sunt unii la Elim. Au apă, stau și odihnesc. Au pâine, servici, sănătate. Unii poate-s la Mara. Și pe din afară, dacă te uiți, ce aveți, mă? Nu vezi că aveți apă acolo? Numai tu știi cum e amarul la noi. Adică tu nu știi cum este amarul la noi. Iar alții se vede și din jur, că nu-i nimic, stângă goală. Apa amară poate îndulci Dumnezeu. Și unde nu este, Dumnezeu poate să facă să curgă. Și unde este, acolo este. Dar și unde este, tot de la Dumnezeu este. Că tot Dumnezeu a lăsat izvorul acolo. Dar este o chestiune de timp. Că Dumnezeu îți dă mai dinainte, că îți dă
și acolo lucrează la reacția chimică să ți-o facă accesibilă, sau că ți-o dă numai când este nevoia, din plin. Depinde cum alege Dumnezeu momentele. Dar toate acestea sunt sub controlul lui Dumnezeu. Nu cârti, nu te ispiti, acceptă-le. Mara, Elim sau Refidim. Privind la evrei înainte de apă și după apă, o diferență e următoarea. Înainte de apă strigau, după apă cântau. Izbăviți din Egipt, ajunși în fața apei, strigau. Și scrie în 14 cu 15, Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Și cred că uneori e valabil pentru noi. Ce rost au strigătele acestea? Azi au strigat și mâine, 15 cu 1, atunci Moise și copiii Israel au cântat Domnului cântarea aceasta și au zis, voi cânta Domnului că și-a arătat slava. A năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeu meu, pe El voi lăuda. El este Dumnezeu tatălui meu, că de acolo se trăgea eliberarea, pe El voi preamări. Dar a avut multe strofe cântarea asta. Nu s-a terminat capitolul și iar au început să strige. După ce Dumnezeu ne-a mântuit, strigătele și cârtirile nu-și mai au loc. Este vremea cântării de laudă pentru Domnul. Domnul Iisus stătea în fața Ghețimanilor și a cântat cu ucenicii cântările de laudă. Pavel a ajuns în temniță și cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Ei, strigătele astea seamănă a robie. În 2 cu 23 scrie că scoteau strigăte deznădăjduite. Și uitați, strigătele astea de dinainte de botez nu le taxează Dumnezeu. Dar murmurul de după e taxat? Taxat. E ultimul strigăt la care ai dreptul. După aia, mai ai drept numai la cântare. Și imaginea asta seamănă cu o imagine apocaliptică. Evreii la țărm cântând și egiptenii morți la țărm. Și eu vă citesc din Apocalips 7, de la versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice limbă. E vorba de mare eliberare a Israelului din toate neamurile. Care stătea în picioare între scaunul de domnie înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finicii în mâini. Ei strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și versetul 13, și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde vin? Versetul 14, Doamne, am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. De unde veneau evreii? Din necazul Egiptului, din robia de acolo. Trecuseră dincolo și cântau. Bine, asta ne place nouă să spunem că după ce vom ajunge în cer vom cânta. Dar ei au cântat nu doar după ce au trecut Iordanul. Imediat ce au trecut Marea Roșie s-au apucat de cântare. Și în Apocalips 20 este o imagine a evreilor morți la țărm. Apocalips 20 cu versul 13. Mare dat înapoi pe morții care erau în ea și moartea și locuința morții dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Țărmul veșniciei va avea un Israel cântând și egipteni morți la țărm, înviați prezenți la judecată. Haideți să cântăm încă de pe acum cântarea salvării noastre pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o.
E adevărat, nu cântăm cu gândul izbudirii finale. Spunea Ahab în 2 Împărați 20 lui Ben-Hadad, cine încinge armele să nu se laude ca cel ce le pune jos. Cântăm numai ca la ieșirea din mare. Că ieșirea din mare înseamnă mântuirea în prima fază. Și ajungerea în Canaan, mântuirea într-a doua fază, cea care e prin harul adus la a doua venire. Și de la prima fază a mântuirii până la a doua, este drumul pustiei. Adică, care e diferența între Egipt și pustie? Nu-i Canaan, dar Egiptul este lumea la care particip efectiv cu viața ta și ești sub stăpânirea lor. Pustiul este simbolul vieții omului după pocăință. Pentru el lumea este pustie. Pentru el nu mai este conducerea din lumea aceasta, nu mai este viața din lumea aceasta, el trăiește o nouă viață. Dar este tot în lume. Dar nu mai suntem, aici este acel paradox de care spunea Domnul rugăciunea sa din Noa 17. Doamne, i-ai scos din lume, dar tot sunt în lume. Adică sunt prin pustie, dar nu mai sunt în Egipt. Și ne îndreptăm spre Canaanul Ceresc. Recapitulez. Apa este un simbol pentru omenire lăsat de Dumnezeu. Evreii au fost conduși de Dumnezeu într-un mod miraculos prin acea călăuzire a norului. Dumnezeu i-a salvat judecând egiptenii și întărind evreii în credință cu ocazia trecerii prin Marea Roșie și încă din debutul pustiei au avut parte de trei momente deosebite în raport cu apa. Punctam ca și simbolisme, căci odată cu botezul în apă și cu Duhul Sfânt, noi suntem eliberați și rupți de diavolul și de lumea aceasta și trecuți în patronajul direct al lui Dumnezeu ca să ne călăuzească nu numai ziua, și noaptea. Evreii trebuia să meargă și noaptea, rețineți acest aspect. Spune psalmistul, până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Și Dumnezeu nu dormitează nici ziua, nici noaptea. Și dacă ne călăuzește ziua în activitățile noastre, ne călăuzește noaptea în visurile noastre și zi și noapte vechează asupra mântuirii noastre. Că El este urzitorul mântuirii și El poate să mântuiască, spune în Evrei, în chip desăvârșit. Dar trebuie să avem încredințarea aceasta că după ce Dumnezeu ne-a mântuit, ne poartă de grijă. Dar de la prima fază a mântuirii până la a doua sunt momentele de încercare. Și următoarele două lecții se vor intitula Ispitele Pustiei. În lecțiile de până aici, mai mult au fost așa informații pentru cateheză și ne-am amintit poate de debutul nostru pe calea de credință. Dar de acum, în cele două care urmează Ispitele Pustiei, sper să ne regăsim mai îndeaproape, mai actual, în momentele noastre de pocăință. În momentele noastre de la Mara, de la Refidim, de la Elim. Cum ne comportăm? Cântăm sau mai strigăm? Haideți din toată inima să avem cântarea de laudă pe buzele noastre și în inima noastră, cum spune Pavel în Coloseni, cântați lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră și să-i dăm slavă Domnului pentru tot ce a făcut și pentru tot ce face. Căci Dumnezeu care a pecetluit eliberarea noastră trecându-ne prin apă, măcar că apa altfel ne-ar fi înghițit, ne călăuzește spre împărăția sa. Amin.